Salutare comunitate și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Cosminacio. Dacă vă place ceea ce vedeți, nu uitați să dați like, share și să vă abonați. Huawei a lansat recent, în premieră mondială, modelul triplu pliabil Mate XT, care se transformă dintr-un telefon cu ecran de 6,4 inci într-o tabletă de 10,2 inci în diagonală. Mulți numesc acest device o minune a tehnologiei și ingineriei, astfel că Huawei se mândrește cu acesta. Pe 19 septembrie urmează să aibă loc un eveniment special în cadrul căruia, la nivel global, va fi prezentat și acest terminal Mate XT. Telefonul trifold Huawei Mate XT a generat peste 4 milioane de precomenzi, începând din 7 septembrie. Telefonul în modul pliat are 3,6 mm grosime. Pliabilul Mate XT se poate transforma dintr-un telefon cu ecran de 6,4 inci într-o tabletă de 10,2 inci în diagonală și cu o rată de refresh de 90 Hz. Ecranul are o rezoluție 3K Ultra High Definition și folosește Ultra Thin Glass. Telefonul are o greutate de 298 grame, iar pentru baterie dispozitivul are o celulă de 5600 mAh cu suport de încărcare super rapid de 88 W și încărcare inversă cu fir de 5 W. De asemenea, utilizatorii pot opta pentru încărcarea wireless cu un adaptor de alimentare de 50 W sau pentru încărcarea inversă wireless pentru 7,5 W. Balamaua se bazează pe o structură de tijă care reduce spațiul mobil într-o măsură semnificativă și oferă stabilitate. Astfel, dispozitivul apare într-o structură a carcasei subțiri și ușoare. Noua tehnologie de balamale folosește primul dispozitiv de reglare cu acționare multiplă, care poate regla curbele. Telefonul este alcătuit din oțel ultraputernic, care se folosește la fabricarea rachetelor și rămâne ultradurabil. Modul de cameră octogonal este alcătuit dintr-o cameră principală de 50 megapixeli, un obiectiv ultralarg de 12 megapixeli, un senzor de cameră periscop de 12 megapixeli și o cameră selfie de 8 megapixeli. Dispozitivul are o baterie de 5600 mAh cu suport de încărcare super rapid de 66 W și încărcare inversă cu fir de 5 W. Foarte important de menționat este că acest telefon se vinde în China la suma de 2550 de euro, în variantă de bază pentru modelul cu 16 gigabit RAM, iar pentru cel cu 1 terabit de stocare, urcând chiar la 3050 de euro. Nu e vorba despre un prototip, astfel că sunt șanse mari ca device-ul să sosească și în Europa, dar ne așteptăm la un preț piperat. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați să dați like, share și subscribe.